Mă duc, nu, pentru că sunteți în dreapta mea. Foarte frumos, Mariana, mulțumesc foarte mult. Mariana Birică, vreau să te aduci către prietenii noștri. Vreau să mă duc lângă perechea asta mea, totdeauna trag în dreapta, dar nu că trag. Îmi sunteți dragi, toți îmi sunteți dragi, dar fiindcă sunteți la dreapta mea, da, vreau să vă întreb cum vă simțiți aici. Foarte bine. Da? Da. De unde sunteți? București, dar am învățat în Moldova să dansez. Ah, și dumneavoastră de unde sunteți? Din Brancea. Brancea, aproape Moldova, de mine, Râmnicu, da? Sărat, da. Am zis eu, mă, după cum dansează, sunt moldo-munteni. Moldo-munteni și chiar așa, deci am fost tare curioasă să văd chiar de unde sunteți și așa cum am gândit, așa a fost. Deci mai veniți la fiecare... Mai vin, da. Da? Bravo. Da. Mă bucur. Da. Și vă așteptăm de fiecare dată. Mulțumim și doamnei Mioara Voicu pentru că dânsa ne trimit aceste perechi să fie alături de noi în aceste emisiuni frumoase. Mariana Birică, lasă-mă te rog frumos să vorbesc și eu cu prietenii mei că vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Vorbeam cu doamna înainte de emisiune și zice, domnule, eu mă uitam la televizor și mi s-a părut că ești un om nesuferit. Sau cam ceva de genul ăsta. Da, așa ia microfonul și de ce ți s-a părut? Eu sunt chiar atât de urât și de atât de nesuferit. Bine, eu v-am urmărit de mult timp. Nu este prima adică dată. Ești cu DNA-ul, după mine, cu jandarmeria, cu poliția. Și sunt în fotoliu, zic, doamne, ce om rău, zic, vai. Dar de ce ți s-a părut ție? Pentru că... prezența dumneavoastră spune multe, adică aveți o personalitate aparte. Asta înseamnă că sunt un om rău? Deci un om cu personalitate? Nu cred. Aveți răbdare. Deci acum venind aici la emisiunea dumneavoastră, că este foarte frumoasă și urmărită de multă lume, mi-am dat seama și am zis, domnule, eu am greșit. Nu este adevărat. Deci m-am înșelat amarnic. Nu e așa, nu este adevărat. Este un om de-l pui la rană, un om cu suflet mare și un om care muncește foarte mult. Mulțumesc foarte mult, cred că, uite, dragii mei, puteți să mă și aplaudați. Ești de acord cu partenera de joc? Nu, la microfon. Ceva așa aparte. Da. Dar personalitate și când cunoști omul, trebuie să-l cunoști mai din aproape, așa să intri în discuție cu... Mă bucur că sunteți aici. Imagine. Și noi ne bucurăm că ne-ați invitat. Și uitați, dragi prieteni, să știți vreau că dacă... să completez ceva. N-ați văzut într-o căsătorie, zice, domnule, să despart și zice, ea e a dracului, nu, el este a dracului, nu e adevărat, până nu stai cu un om în casă să trăiești cu el, n-ai de unde să știi că este el sau ea, până nu ai de-a face cu acel om. E adevărat. Dragi prieteni, fără seriozitate, fără rigurozitate, nu poți să faci lucrurile bune. Așa cum întotdeauna se spune, întâi faci, pui temelia și după aia faci acoperișul acasă, așa facem și noi, căutăm să facem lucrurile cât mai bune, chiar dacă uneori părem că suntem mai duri sau mai severi. Dar finalul este așa cum ne-l dorim, emisiuni frumoase și doar aici la Strada TV. Mariana Birică trebuie să vină cu următorul invitat, este vorba de Ștefan Gică. Ia și microfonul, te rog frumos. Dragi prieteni, este foarte emotiv, ne va cânta două piese, dar... Este pentru prima dată la noi în emisiune și promel că la televiziune ai mai fost? Am mai fost și la alte televiziuni. E, bravo, atunci nu ai și tot emoții. Așa rău, să pare, zic, noi am vorbit la telefon. Da, noi am mai vorbit și pe Facebook și la telefon și... Ia spune-mi numele tău adevărat, Ștefan Gică. Care numele meu, mic? Nu, numele meu adevărat este Ștefan Angel. Și de ce zici? Așa te-a dezmerdat, așa, mămica? Da, da. Deci numele de scenă. Nu, dintotdeauna... La dezmierda mămica, așa cum am zis eu. Uite să facem un lucru. Știu că nu prea vrei să vorbești în această emisiune, ești puțin vrei emotiv. Vrei să ne cânti. Dar, da, spune, ai dedicații? Da, vreau să fac o dedicație tatălui meu, prima piesă, pentru că a fost 1 decembrie și a fost ziua lui. Vreau să-i transmit la mulți ani și tot ce voi spune în cântec... Va fi dedicat pentru dânsul. Dedicat pentru el și să facă exact ce spun eu. Foarte frumos, într-adevăr, părinții trebuie să asculte de copii. Ascultăm pe Ștefan Gică. Tată, azi e ziua ta, măi, cu drag la tine venim. Și din toată inima, măi, îți spunem că te iubim. Tată, azi e ziua ta, măi, cu drag la tine venim.
și din toată inima, măi, îți spunem că te iubim. La mulți ani, tăicuță, îți urăm cu toții să ai viață lungă și să-ți crești tată nepoții. La mulți ani, tăicuță, îți urăm cu toții să ai viață lungă și să-ți crești tată nepoții. Toți te sărbătorim. Hai noroc și la mulți ani, pentru toți îți mulțumim. Păcuși un număr de ani, măi, cu toți te sărbătorim. Hai noroc și la mulți ani, pentru toți îți mulțumim. La mulți ani, tăicuță, îți urăm cu toții să ai viață lungă și să-ți crești tată nepoții. La mulți ani, tăicuță, îți urăm cu toții să ai viață lungă și să-ți crești tată nepoții. N-ai crescut, n-ai dat o față, nu te-ai plâns pe greu. Ne-ai făcut oameni în viață, măi, ne-ai ferit de tot ce-i rău. Ne-ai crescut, ne-ai dat o față, măi, nici când nu te-ai plâns pe greu. Ne-ai făcut oameni în viață, măi, ne-ai ferit de tot ce-i rău. La mulți ani, tăicuță, îți urăm cu toții să ai viață lungă și să-ți crești tată nepoții. La mulți ani, tăicuță, îți urăm cu toții să ai viață lungă și să-ți crești tată nepoții. Scumpă floare, dragă-mi e și trecătoare, scurtă e și trecătoare, și rău inima mă doare. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Copilărie, tot așa aș vrea să fie. Aș da lumea asta toată să mai fiu tânăr odată. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Aș vrea să-mi fac păcate, Dumnezeu le de pe toate. Fă ce vrei, Doamne, cu mine, dar să trăiesc mult și bine. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi.
La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Hai, Doamne, că bine-ar fi, dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Da, dragi prieteni, iată că Ștefan Cică a spart gheața și aici la Estrada TV. Mulțumesc foarte mult. Și eu. Cam emotiv, dar îți doresc să ai succes și să mergi cu cântecul mai departe. Mulțumesc. Trebuie să invităm alături de noi pe o tânără fată frumoasă și cântă și frumos. Ia și microfonul. Delia Popa. Bună seara și bine v-am găsit. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Da. Și vreau să urez și eu tuturor celor care își aniversează ziua de nume mâine. Da. Și vreau să le urez multă, multă sănătate, noroc și fericire. Ia spune, moș Nicolae vine la tine? Sper să vină, pentru că am fost cu minte și chiar mâine este și ziua mea de naștere și de la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Delia să trăiască, Delia să trăiască, să trăiască la mulți ani. La mulți ani din suflet. La mulți ani și o felicităm pe bunica ta, pentru că întotdeauna te însoțește și se ocupă de tine, de promovarea ta. Dragi prieteni, iată ce înseamnă să te ocupi de un copil. O să vedeți cât de bine și cât de frumos cântă. Aș vrea să o chemăm lângă noi și pe Simona Culea. Simona, vrea să vii lângă noi. A rămas Simona pe gânduri. Zice, Doamne, ce are cum? Ia microfonul de acolo. Dragii mei, am chemat-o intenționat pe Simona, pentru că știu că se ocupă cu promovarea tinerilor talente și cred că o să o preia și pe Delia. Să aibă în vedere și pe Delia Popat. Crezi că sigur se poate? Că da. Sigur, cum să nu? Cum să nu? Astăzi e și mai rezervat în cuvinte. Sigur că da, nu avem acei oameni pe care i-a dus în emisiune cu tam-tamuri, cu dum-dumuri, dar întotdeauna o să mai bine. Și de mai bine. Noi abordăm toate genurile muzicale. Veți găsi de la muzica populară până la muzica funk, de care spuneați, și jazz și absolut jazz, când mi-a zis jazz? Jazzul e pe drum. E pe drum, nu? Da, bine, e pe drum. Promitem. Pe drum. Da. Și, desigur, ne putem ocupa de cariera Deliei, să o urmărim îndeaproape, să o promovăm și să-i punem la dispoziție cele mai moderne tehnologii de promovare în mediul online. Mulțumesc, Simona Culea. Mulțumesc. Dragii noștri, iată că doar aici, la Estrada TV, se întâmplă lucruri minunate. Și dacă este minunat, este minunat faptul că mâine este mare sărbătoare și astăzi avem prieteni dragi lângă noi. Da. Dar cântecul ne însoțește. Așadar, Delia Popa. Prindeți-vă toți la joc, să avem în viață noroc, măi.
cu drag toate le fac, măi, când și jocul veselit. Prieteni, cântă-i joc și voie bună aici la Estrada TV. Mariana, tu crezi că... Jocul nostru împreună aici la Estrada, cea bună. Crezi că românul poate să trăiască fără cântec, fără joc, fără... Nu știu, cred că prin cântec, prin joc își alină și durerea, suferința și bucuria. De ce nu? Ai spus bucurie, aș vrea să invităm alături de noi pe Constantinescu Bianca, pentru că sigur a fost o bucurie, o revelație în emisiunea trecută. Mi-au cerut-o telespectatorii și am readus-o astăzi la emisiune. Bianca, mulțumesc frumos. Ce faci? Ce faci? Cum ai reacțiile tale? Care a fost reacțiile după emisiunea trecută? Reacțiile au fost multe. Da. Din partea părinților, din partea bunicilor, din partea tuturor, ne-au sunat, ne-au felicitat. V-au felicitat de asemenea și pe dumneavoastră. Mulțumim frumos! Facebook-ul plin de felicitări, plin de like-uri, plin de toate. Așteptăm și alte invitații din partea dumneavoastră. Putem veni în număr mai mic, în număr mai mare. Pentru dumneavoastră putem... face orice. Face mai orice. Ales pentru telespectatorii noștri. Pentru telespectatori, exact. Cine vei cânta... de această dată? Tot muzică ușoară? Tot muzică ușoară, da. Exact, da, ceea da. Ce îmi doresc eu. Dragi prieteni, atunci ne cântă Constantinescu Bianca. Mulțumesc. When sometimes I got out by myself and I look across the water and I think of all the things to do in my head, I paint a picture. So since you've come on board, well, my life has been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool of me. So why don't you come on over?
sometimes I got off by myself and I looked across the water. And I think of all the things what you do, and in my head I paint a picture. Oh, since I've come home, well, my body's been a mess. I've been missed your ginger hair in the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So, why don't you come on over? Mariana Birică, o să urmeze, dar vreau să te întreb. A, eu? Ce faci? Că iar m-ai nebunit cu mirosul ăsta de gogoși. Ce pâinele, că prea frumos miroase. Dragoste. Dragoste. Mariana Birică întotdeauna e plină de dragoste, e plină de cântec, e plină de joc, e plină de viață bună, de viață, de veselie, de fapt. Și așa cum am spus, întotdeauna îi place să arate o căruță de dinți. O să-mi pun Mariana, n-ai mai fi tu. A, da? Deci mai bine lasă așa. Da. Am o prietenă, tante Aurica, de la Gura Humorului și zice: Doamne, dar tu nu te-am văzut... Ce aveți de discutat voi acolo? Stai, scuze-mă, ce aveți voi de discutat aici? Ia să vedem. Mă, dacă omul zice, am zis că bârfiți, ce? Ia zi, Bianca. Doamna mă întreba dacă eu cânt și muzică populară. Băi, și cânti sau nu cânti? Cânt și muzică populară. Deci cântă. S-a rezolvat, dragi prieteni, s-a rezolvat. Cântă muzică populară, Bianca. Deci se spune, să revenim la tante Aurica de la Gura Humorului. Mă sună și îmi spune: nu te văd tristă niciodată, tot timpul zâmbești. Știi ceva, tante Aurica? Toți avem probleme, toți avem greutăți, că dacă ar fi prea frumos, n-ai ști să prețuiești viața, că trebuie să faci deosebire între rău și frumos și bine. Deci trebuie să faci deosebire. Dar zic, răul lasă acasă, pe drum, și binețea, binele le-au cu mine. Acolo, în fața televizorului, trebuie să râdem. Așa e, băieți? Așa, așa e, sigur că așa e. Dragi prieteni, dacă Mariana spune trebuie să râdem, eu spun da, dar trebuie să și cântăm. Așadar, Mariana Birică! Thank you.
huță, 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 hai să mergem cu căruța, hai la crâșmă, la lenuță. Tatăl meu m-a învățat să beau vinișor curat de la râmnicul sărat. Hai la huță, 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 hai să mergem cu căruța, hai la crâșmă, la lenuță. Tatăl meu m-a învățat să beau vinișor curat de la râmnicul sărat. Uța, uța cu căruța, noi am mâncat toate gogoșele cât ai cântat tu, Mariana. Să fiți sănătoși, înseamnă că au fost bune. Foarte bune, dar... Au fost bune? Da! Nu, nu, vă mai spun eu, dragi prieteni, gogoșele lui Mariana au un gust de maiadă. Da, am crezut că de maia, că de maia ce dimineață m-am scurat și n-aveam drojdie proaspătă. Cu gândul de aseară, zic, mâine fac gogoși pentru platou. Când mă scol, nu văd că, văd că nu am drojdie. Doamne, ce fac? În mintea mea zic, am promis. Și mă uit, eu iau din aia uscată. Urc sus, că vreau să-mi fac bagajul, să-mi iau rochie, să mă nu știu ce. Când cobor jos, dăduse din ibric.